stimați colegi, prin ordonanța numărul 62 se propun măsuri în domeniul societăților în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare. Acest proiect prevede ca pe perioada stării de urgență, adunările generale ale societăților comerciale să se poată organiza prin mijloace de comunicare la distanță. De asemenea, informațiile și documentele vizând ordinea de situațiile financiare anuale, raportul Ministerului de Administrație, se vor publica pe pagina de internet sau, când acest lucru nu este posibil, se vor transmite acționarilor și asociațiilor prin poștă electronică sau prin curier. De asemenea, un aspect important menționat, dacă sunt aspecte ce necesită vot secret, se va asigura că votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia. Grupul senatorilor USR va vota pentru acest proiect de lege. Mulțumesc, o zi frumoasă!